momente grele în cariera dumneavoastră în care ați spus la un moment dat gata, vreau o pauză? Fiecare om are momente grele și întotdeauna îți spun că pasiunea le dă la o parte și spune, ei, știi, tu trebuie să faci chestia asta pentru că îți place ceea ce faci și cred că asta e tot ce contează. Muzica v-a plăcut, dar ați cântat vreodată mai așa, mai, știu, gen proconsul? Bine acum, nu? Glumești cu mine? Nu, eu pot să cânt foarte bine, de exemplu, când o să cânte cei de la proconsul, pentru că ei cântă mult mai tare, pot să cânt și eu și să am impresia că știu și că mă descurc. Dar nu, n-am nicio treabă cu muzica. Ce mi se pare ca sau cel puțin băiatul? Cred că mai degrabă Eva. David e mai mult cu dansul, cu instrumentele. Da, acum știi cum e, ce vrea Dumnezeu. Eva cu muzica, David cu televiziunea. Absolut ce vrea Dumnezeu. Ce înseamnă totuși televiziunea la un nivel înalt? Cred că fiecare meserie, dacă o privești, ca și cum ar fi cel mai important lucru pentru tine, e la un nivel înalt. Și când eram la TVR2, pentru mine era cea mai importantă televiziune și eram fericit că eram acolo. Și acum când sunt la ProTV de 11 ani zi de zi, sunt fericit că sunt la cea mai tare televiziune. Trebuie să-ți placă ceea ce faci și trebuie să te simți bine și să te bucuri de fiecare zi. Dumneavoastră, la ce ați renunțat totuși? Cred că au fost și momente la care trebuie să renunțați și o distracție sau timp liber sau... Da, întotdeauna emisiunea asta zilnică vine și cu câteva sacrificii. Nu poți să pleci, de exemplu, în weekend de vineri dimineața. Nu poți, de exemplu, când au copiii vacanță, să poți pleca o săptămână cu ei la munte. Dar astea sunt lucruri care se compensează fără absolut nicio problemă cu satisfacțiile meseriei și cu faptul că poți să le înlocuiești, stai cu copiii mai mult seara, petrești timp dimineața, adică găsești timp dacă vrei.